Două cuvinte despre meci. Cum a fost meciul de astăzi? Da, a fost un meci bun. Trebuie să continuă cu linia asta. Sunt mult fericit pentru că a marcat gol. Și acum vine UTA. Trebuie să castiga pentru să ajunge locul 1. Încă destul de puține goluri pentru tine. Da. Am fost un meci... asta e. De ce ai dat așa puține goluri până acum? Depende. Fie de fiecare meci ca vine. E greu. Și Liga 1 și Liga 2, unde se joc, e greu pentru tot. Tu ești ok? Te simți bine acum? Da. Acum mi simt bine. Și... vreau și eu să continuăm pe linia asta. Cum ți se pare antrenorul acesta? E foarte bun. Se e un antrenor ca se vede că este pregătit pentru Liga 1, nu pentru Liga 2. Și pot să se face multă strada bună cu el. Un gol cu UTA? Speram, cum a dat prima etapă. Ce s-a schimbat în ultimele 4 etape, 4-5 etape? A schimbat antrenorul. În afară de antrenor. A dat multă determinare la echipa, ca înainte avem avut mai puțin și acum avem venă pentru să castigă meci. Trebuie să continuăm așa.